Iubiții mei, sunt lucruri asupra cărora avem o lumină pe moment, ne dăm seama cumva și imediat atenția e maximă pentru că e ceva foarte important, liniște și tăceți în gură că este ceva foarte... Sau altele care sunt la fel de importante, dar dacă nu-ți dai seama de însemnătatea lor, trec pe lângă tine, le iei cu tine și undeva pe traseu deodată te gândești, băi, stai puțin, ce a vrut să zică omul ăsta? De ce s-a întâmplat chestia asta? Și abia acolo procesezi ce s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat cu ucenicii pe calea către Emaus. Asta de vorbă, erau pur și simplu și vreau să ne intre la suflet lucrul ăsta. M-a atins și pe mine profund săptămâna trecută. Revizuiam mereu și mereu tema aceasta pe care o aduc înaintea voastră în aceste momente și am găsit o frază care pur și simplu mi-a tulburat sufletul și Doamne, nu cumva despre mine e vorba aici. Ucenicii către Emaus știau teologie, știau de toate. Ei au știut că Iisus era om puternic, a făcut semne și minuni, au știut că a fost confirmat de Dumnezeu, au știut absolut tot ce s-a întâmplat acolo, erau foarte dezamăgiți că lucrurile n-au ieșit așa cum s-au așteptat ei, ceea ce a dezamăgit și ce ne dezamăgește pe noi nu sunt căile lui Dumnezeu sau ce lucrează Dumnezeu, ci așteptările noastre. Când avem anumite așteptări și când lucrurile ies altfel de cum ne așteptam noi, dezamăgirea e legată de așteptările noastre. Ei spun acolo, zice, noi credeam că și acum suntem desumflați, suntem dezamăgiți, ne e rușine să ieșim în oraș, ne întâlnim cu lume care ne-a văzut cu el și așa mai departe. Iubiții mei, nu este de ajuns să venim aici și învățăm la școală și în speță în adunarea în care ne găsim, se pune preț pe învățat, se pune pe predicare, pe studii la școala de sabă și așa mai departe. Învățăm aceste lucruri toate, știm să răspundem, știm să facem tot felul de calcule și așa mai departe, ne paște o problemă grea și gravă. Aceasta i-a păscut pe ei pe calea către Emaus. Ei știau teologie, ei știau istorie, ei aveau practică împreună cu Iisus, un lucru nu știau. Voi să-mi spuneți mie acum care e lucru pe care ei nu-l știau. Deci, atenție, sunteți prezenți, da? Bun, deci ei știau, Iisus era puternic în fapte, în minuni, confirmat de Dumnezeu și așa mai departe. Ei știau aceste lucruri. Ei le-au spus lui Iisus. Iisus le-a vorbit din Scriptură, de la Genesa până la Maleahi, tot ce era cu privire la el în Scriptură. Păi nu poți să vorbești treaba asta cu un om care e analfabet în materie de Biblie. Vorbești cu cineva care știe bine Biblia și ei știau destul de bine încât Iisus poate vorbi cu ei de la... Este clar că știau aceste lucruri. Poate nu știa nimeni cât ei. Dacă a început de la Moise și prin toți prorocii și psalmii, tot ce era cu privire la el le-a spus lor și a vorbit cu niște oameni care știau. Ce nu știau acești oameni? Asta este. Nu știau cine e lângă ei. Știau istorie, știau Biblie, știau teologie, fel de fel, decât că nu știau cine e lângă ei și cine merge cu ei. Pe asta nu știau. Și riscăm acest lucru. Riscăm să venim aici să învățăm, să predicăm de aici, de la învânt, tot felul de chestii pentru toată lumea și un lucru să nu fim conștienți că aici, în sala aceasta, mult mai real decât ne vedem noi unii pe alții stând în locul acesta, mult mai reală este prezența lui Dumnezeu cu noi, nu pe baza răspunsului la rugăciune sau vreunei minuni sau vreunui semn, ci pe baza promisiunii lui. El a spus, eu sunt acolo. Această promisiune are putere mai mare decât oricare altă minune. Reiau ce am vorbit astăzi împreună noi la școala de sabat. Bonhoeffer, care spune, eu nu cred aceste lucruri datorită răspunsurilor la rugăciune pe care le-am primit. Pardon. Dacă am primit răspuns, înseamnă că e adevărat și există. Dacă n-am primit răspuns, înseamnă că nu e adevărat și nu există. El spune, nu, eu nu depind de răspunsuri la rugăciuni. Eu depind de făgăduința. Când a dat cuvântul acesta, el este absolut real.
Să ne rugăm lui Dumnezeu să nu ni se întâmple așa ceva. Pentru că El este tot la fel de adevărat și de real aici, în locul acesta, când stăm noi, cât și când mergem la serviciu, în mașină, sau când gândim în sufletul nostru, sau oriunde ne găsim, El este la fel de real prezent în ființa noastră. Și e posibil să avem dezbateri între noi, să schimbăm idei, concepte, fel și fel, și să pierdem din vedere pe Cel care este prezent, chiar aici și chiar acum. Acesta e punctul cel mai important în seara aceasta. Și acești doi ucenici care mergeau după Iisus, au simțit atracție pentru El pe de-o parte, pe de altă parte au primit confirmarea de la Ioan Botezătorul. El le-a spus, iată mielul lui Dumnezeu. Când au auzit cuvântul ăsta, au plecat după El. Iar acum, în pauză, am vorbit aici cu un frate din comuna Oinacu. Și am fost în comuna aceasta, eram la peretul în noaptea dinainte de a merge la Oinacu, a fost mormântarea unui frate care a murit într-o explozie în Israel. Au explodat un autobuz. Acolo a fost... Ridică mâna în sus, care... E aici, da? Bun. Și Panait îl cheamă? Da. Ok. Și atunci am avut până la 5 dimineața, am stat de vorbă cu studenți de la București, eram în evangelizare acolo. Era 5 dimineața și eu la 6 trebuia să plec. Cântau cocoșii, liniștiți și frumoși, și spun fratelui Burcea, tatălui Nelu Burcea, care este la conferința generală, ambasador la ONU pentru libertate religioasă. Și spun fratelui Burcea, frate Burcea, cine mă trezește la 6? Acum era 5. Cine mă trezește și pe mine la 6? Nu aveam ceas de ăsta cu alarmă, nu aveam nimic. Și dânsul spune, culcați-vă că vă trezim noi, unul dintre noi, care, asta înseamnă nimeni, zic, gata, am înțeles. Dacă e unul dintre noi, e nimeni. Și m-am rugat, liniștit, Doamne, te rog din suflet, nu mă lăsa să trec de ora 6, trebuie să mă trezesc, la 6 trebuie să plec. Am căzut într-un somn total, după ora 5, și deodată mă pomenesc cu ochii deschiși în tavan. Nu aveam ceas acolo, dar aveam ceas în bordul unei mașini Opel, ceva Opel Kadett, se numea, cu un bord așa și cu un ceas mare rotund în bord. Ies repede la mașină, deschid ușa, să aprind luminile în mașină, ceasul în bord, mă uit la el, limbile ceasului erau perfect verticale. Era 6:00. Și pentru mine a fost o confirmare de la Dumnezeu. Îmi spune acest frate iubit cu care am vorbit că la slujba aceea de mormântare a participat soția preotului. Și îmi spune dumnealui de cuvintele pe care le-a spus dumnea ei și, un lucru extrem de important, însuși preotul din comună îi spune, dacă dorești să primești credința aceasta sau dacă vrei să mergi pe drumul acesta, mergi acolo unde te atrage sufletul tău. Asta a făcut Ioan Botezătorul. Ăsta era un om al lui Dumnezeu care a spus cuvintele astea. Era omul lui Dumnezeu. Și Ioan Botezătorul nu a zis, nu, stați membri aici la noi, fraților, nu se poate să plecați de aici. Stau. Nu, nu, nu. A spus, eu nu sunt Hristosul. Uite cine este Hristosul, mergeți după El. Și așa trebuie să spună părinții copiilor la ei acasă, nu, eu nu sunt Hristosul, biserica noastră nu este Hristosul. Este piața în care ne întâlnim cu toți, și buni, și răi, și greu, și neghină, și suntem aici tot felul de pești, de scoici, de una și de alta, care prinde năvodul. Nu, eu nu sunt Hristosul. Eu nu sunt Hristosul. Atunci când ne confruntăm cu o problemă și cineva ne spune să termin cu felul ăsta de a fi, să nu mai faci așa, să nu mai vorbești așa, poți să răspunzi liniștit, eu nu pot să termin cu așa ceva. Eu nu sunt Hristosul. Cel ce ridică păcatul meu este Iisus. Eu singur n-am cum să mă ridic de urechi sau să mă trag de șiretul lui de la Bocanci ca să mă ridic în sus ca baronul Mühlhausen, învățam noi la fizică, a scăpat într-un nisip mișcător și pur și simplu ne întreba pe noi la fizică acolo. Deci omul s-a prins de urechi și s-a ridicat în sus de acolo. Păi n-ai cum, nu se întâmplă, nu se ridică nimeni dintr-un nisip mișcător trăgându-se de urechi. Iată mielul lui Dumnezeu, El ridică păcatul lumii. El ridică păcatul meu. Eu nu voi fi acela care voi căuta să fiu Hristosul meu, că nu sunt eu Hristosul, nici pentru mine, nici pentru copilul meu, nici pentru oamenii care sunt în jurul meu.
Oamenii care mergeau după Domnul nostru Iisus Hristos erau atrași, simțeau atracția asta. Mergeau după. Și atunci Iisus adresează întrebarea aceasta pe care noi o găsim aici împreună. Când i-a văzut Iisus, s-a întors, i-a văzut că merg după el, Iisus s-a întors și le-a zis, este Ioan 1:38. Ce căutați? Dacă vine cineva aici la adunare, niciunul dintre noi, vă spun, pe cine dintre noi s-ar apuca să întrebe pe cineva la ușă aici, Doamne, ce cauți aici? Pe omul se întoarce înapoi și pleacă. Adică presupunem că oricine vine aici, vine pentru Dumnezeu cumva sau pentru credință, nu întrebăm lucrurile acestea. Iisus întreabă însă și întreabă pe unul care nu mergea după Ioan sau după biserică, mergea chiar după Iisus. Mergea după el și se întoarce și întreabă, ce căutați? De ce este importantă întrebarea asta? Este importantă ca să știi unde ce ai să găsești. Te întreb ce cauți, a spus Iisus, ca să știi de acum ce ai să găsești. Pentru că n-ai să găsești nici ce dorești, n-ai să găsești nici ce ai vrea, ci ai să găsești ceea ce adânc în sufletul tău se petrece. Ce cauți în sufletul tău? Ei răspund, dau această întrebare dumnezeiește, inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Ei nu spun căutăm ceva. Am venit aici să fac cunoștință cu cineva, am venit aici că am auzit că dă pomană sau nu știu ce se întâmplă, cum gândesc alți oameni. Încă unii oameni au vorbit și lucruri groaznice la adresa credinței. Ce căutați? Întrebarea aceasta are menirea să ne prevină pe noi să ajungem într-o zi acolo unde n-am vrea să ajungem. De aceea, iubiții mei, un om nu va ajunge acolo unde ar vrea să ajungă și nu va găsi ce ar vrea să găsească, ci va găsi ceea ce în adevăr caută în sufletul lui înaintea lui Dumnezeu. Și ei au spus așa, ceea ce trebuie să spunem noi toți care suntem aici. Nu caut ceva aici. Nu caut să am și eu o grupă de români, stau și eu cu lumea, mai văd una, alta, mai auzim ce mai este pe dincolo. Nu caut de lucru, am venit încoace să-mi dea și mie ceva de lucru, poate unul știe în altă parte. Nu caut ceva, caut pe cineva. Și ei aceasta i-au răspuns. Noi nu căutăm ceva, noi căutăm pe cineva. Noi nu te căutăm pe tine doar să-ți dăm bună ziua la adunare în ziua șaptea. Salut, Iisuse! Când ne vedem aici, ascultăm și după aceea ieșim pe ușă. La revedere, ne vedem data viitoare. Și mergem la șantier și înjurăm și tot ce trebuie. Cum ne dăm cu ciocanul peste mână, stă ăsta micul să vadă ce zice un adventist când își dă cu ciocanul peste mână. Aspecte de felul acesta. Și vine cineva la mine și mă întreabă. Bună ziua, domnule preot, mi-a zis dumnealui. Bună ziua, domnule preot, da. Domnul ăsta și mi-a dat numele dumnealui. Era din biserică. Domnul acesta este botezat? M-a întrebat cetățeanul ăsta. Domnul acesta este botezat? Întrebarea a fost destul de serioasă și mi-am dat seama de ce mă întreabă așa ceva. Și am spus, din nefericire este botezat. Da, și el mi-a spus, zice, comportamentul acestui om nu este de un om botezat aici la dumneavoastră, zice, că mai cunosc eu și pe alții. Da. Și am spus, zic, uite, în viață se întâmplă așa, ori n-ai întâlnit niciodată un creștin care răspunde la numele acesta, ori ai întâlnit pe cineva care nu corespunde cu numele acesta. Deci se poate întâmpla lucrul ăsta. Ei nu vin după Iisus ocazional, bună ziua și am plecat și când merg înapoi merg în lumea mea. Nu. Ei nu sunt oamenii aceia, asemenea preotului de care vorbim, care a spus că numai când sunt cu haina pe mine, trebuie să nu beau, să nu desfrânesc, să nu înjur, când sunt cu veșmintele preoțești pe mine, când am dezbrăcat veșmintele preoțești, din clipa aia fac orice, nu contează, și după aceea mă îmbrac din nou cu veșmintele preoțești. Nu. Credința Domnului nostru Iisus Hristos e de așa natură cum au spus ei aici. Nu, noi nu vrem să dăm pe la tine și nici nu vrem să-ți dăm bună ziua la biserică. Noi vrem să știm unde locuiești pentru că vrem să locuim cu tine. De aceea ne interesează lucrul acesta. Și răspunsul lor acesta pe care l-au dat ei, rabii, învățătorule,
unde locuiești este răspunsul la întrebarea omenirii. Aceasta e ce caută omenirea. Noi căutăm de multe ori, dar nu știm ce căutăm neapărat. Dar parcă îmi lipsește ceva, parcă ceva nu e, nu, îmi lipsește ceva. Tocmai aceasta lipsește. S-a făcut un sondaj, un sondaj mare de către una din companiile care a condus pe mii de subiecți întrebați, au făcut raportul la sfârșit și au spus, uite ce a răspuns oamenii. Și, iubiții mei, a fost adresată o întrebare serioasă care ne este și nouă adresată în seara asta. Și fiți atenți, întrebarea a fost adresată. Întrebarea a fost aceasta. Dacă ai avea o audiență cu Dumnezeu, care ar fi întrebarea pe care ai adresa-o? Dacă ai avea, ți s-ar da o audiență cu Dumnezeu. Uite, la ora și minutul ăsta o să iau o audiență cu Dumnezeu. Ai o întrebare pentru El. Care ar fi întrebarea ta pe care ai adresa-o Lui? Și cum zic englezii, believe or not, crezi sau nu crezi, o treime dintre oamenii aceia, dați-vă seama ce înseamnă lucrul acesta, o treime din oamenii aceia au spus că întrebarea lor ar fi aceasta. Doamne Dumnezeule, spune-mi și mie, de ce, ce rost am eu pe pământul ăsta? Care este rostul vieții mele aici? Spune-mi, dă-mi și mie răspuns la întrebarea aceasta. Cât ne-a spus aici? Dar o treime dintre oameni au spus, dacă aș avea o audiență cu Dumnezeu, l-aș întreba, de ce m-a așezat aici, pe pământul acesta? Aceasta era întrebarea. Și de aceea Iisus îi întreabă pe ei, voi ce căutați? Venim în locul acesta, dar nu știe nimeni ce căutăm când venim aici. Bună ziua, salutări, ne îmbrăcăm frumos. Nu știe nimeni ce are Naaman sirianul pe sub vestonul lui de aur, cine poate să știe. Venim în locul acesta. Dar întrebarea pe care o adresează Duhul Sfânt și pe care o vede Dumnezeu este motivul cu care noi am venit aici. Și vrem să știm, răspund ei, unde locuiești și vrem să rămânem la tine. În ziua aceea spune, au rămas și rămași au fost pentru totdeauna, au rămas acolo la el. Astfel că întotdeauna Dumnezeu a răscolit cu întrebarea aceasta pe toți oamenii Lui și ne răscolește și pe noi în seara aceasta. Ilie stătea acolo sub benupăr și Domnul întreabă, ce faci aici? Păi sunt și eu prin Spania, nici nu știu ce să fac, m-aș duce în țară, aș pleca înapoi, uite ce mi s-a întâmplat, uite că e așa, e pe dincolo. Pe de o parte aș face așa, pe de altă parte, ce faci aici? Care e rostul tău? La adunare aici, ce faci? Care este rostul tău? Mergem mai departe, ați văzut când era în deșert Agar și a gândit că nu mai există nicio soluție. Tu ce faci aici? O întreabă îngerul Domnului și ea spune, zice, sunt disperată. Sunt o femeie fără niciun fel de speranță, asist la moartea singurului meu copil, n-am nicio putere să-l scap. Sunt o femeie disperată. Asta fac eu, cu asta mă ocup eu în clipa aceasta. Și Domnul îi spune, păi, dacă Dumnezeu e prezent lângă tine, nu e loc pentru disperare, atâta timp cât trăiește Dumnezeu. Există situația aceasta. I-a deschis ochii și a văzut izvorul. Și Dumnezeu l-a întrebat la un moment dat și pe diavol, tu de unde vii, ce faci, cu ce te ocupi? Și acesta a răspuns. Dacă întrebarea aceasta vine de la Domnul Hristos adresată către ucenici, și dacă El o adresează fiecărui suflet în parte, înseamnă că avem de a face cu o întrebare colosal de importantă. Încotro te îndrepți? Ce vrei să alegi de la viață? Ce așteptări ai? Gândește-te acum, nu în clipa când vei ajunge acolo și când va fi poate pentru totdeauna prea târziu. Dacă cineva ne-ar întreba pe noi, domnule, dar care, știți că asta e întrebarea la moda zilei, deci este răscolește studenții, milioane de oameni, au fost făcute statistici care au arătat că un număr înfiorător de oameni care și-au luat viața, și-au luat viața pe baza acestei întrebări, că n-au găsit niciun fel de rost în viață, și au gândit că nu mai au de ce să existe, pentru că un om când nu mai are rost pe pământul acesta, din clipa aceea înceta să trăiască. El trăiește fiindcă are un rost, are un motiv de a trăi. Dacă nu există acest motiv,
omul începe să se retragă din viață. Dar dacă există un motiv adevărat în viața noastră, și motivul nostru este acesta, noi avem motivul acesta mare, atunci, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi cu ajutorul lui Dumnezeu, nu numai că vom supraviețui, dar vom domni în viață împreună cu Hristos. Viktor Frankl spune despre un cetățean care a fost internat la Auschwitz, în lagărul de concentrare, unde au murit majoritatea oamenilor care au intrat. N-au mai ieșit de acolo. Și unii dintre ei au avut condiție fizică nemaipomenit de bună când a intrat acolo, dar s-au prăpădit foarte repede. Iar omul ăsta era atât de slăbit și de bolnav și de amărât, încât n-a gândit nimeni că îl apucă dimineața sau seara. A gândit că va muri foarte repede și este unul dintre cei care au supraviețuit lagărului. Și Viktor Frankl îi spune: Domne, mâncare nu ai avut, nu ai avut din ce să trăiești. Fizic ai fost la marginea prăpastiei, a mormântului, a morții. Cum ai rămas în viață? Ce ai mâncat în timpul ăsta? Cum ai trăit? Cum de-ai rămas în viață? El este un mare, acest Viktor Frankl, care a scris cartea Man's Search for Meaning, Omul în căutarea sensului vieții. El spune, zice, l-am întrebat pe omul ăsta: Domnule, care a fost, ce te-a ținut viu? Că trebuie să fie ceva care te-a ținut viu. N-ai cum să rămâi viu dacă... Ce te-a ținut viu în perioada asta? Și el îi spune șoptit: am acasă o fată handicapată, bolnavă, și ea mă așteaptă în fiecare zi să mă întorc. De asta eu n-am putut să mor, că dacă mor eu nu mai e nimeni. N-am putut să mor. Ar fi fost un lux să mor aici. Toată lumea fericea pe la care murea. Dar eu n-am vrut luxul acesta. Atunci să înțeleg că în timpul ăsta te-ai hrănit cu această speranță că într-o zi vei fi eliberat și într-o zi ai să poți să ajuți. Da, asta a fost speranța mea. Este extrem de important să ne cercetăm sufletele și să ne întrebăm ce caut eu cu adevărat în viață. Ce așteptări am de la Dumnezeu? Dacă aș avea un interviu cu Dumnezeu, ce aș spune? Și Dumnezeu este atât de bun, atât de curat, atât de drept, încât adresează aceeași întrebare orbului Bartimeu și regelui Solomon, dacă ați auzit de ăștia doi. Cine e orbul Bartimeu, săracul, la marginea orașului Cerșător? Cine este regele Solomon? Aceeași întrebare. Pe regele Solomon îl întreabă: ce dorești, ce voiești să fac pentru tine? Și pe orbul Bartimeu, trecând Iisus pe drum, se oprește și îl întreabă: ce vrei să fac pentru tine? Aceeași întrebare care a adresat-o lui Solomon o adresează orbului Bartimeu, și orbul Bartimeu spune să-mi capăt vederea. Și în clipa aceea Dumnezeu a răspuns cererii lui. Ce căutați, a întrebat Iisus? Căutăm locul în care locuiește Dumnezeu. Am vrea să fim și să locuim acolo unde locuiește El. Atmosfera aceasta și locul acesta e mediul în care îl cunosc pe El. Dacă cineva ne întreabă: Dumnezeu, dar ce văd acolo? Aveți vreun avantaj? Care este? Ce rost aveți? Că în ziua de astăzi oamenii gândesc în termenii aceștia. Dom'le, dacă mi-ajută cu ceva chestia asta, nu mă interesează cum se numește sau ce, dacă mi-ajută mie cu ceva, am eu vreun profit, vreo chestie, nu e nicio problemă. Asta e mentalitatea secolului nostru. Dar Pavel spune, zice, am un alt obiectiv. Pentru mine, premiul chemării cerești, hotărârea mea de a urma pe Dumnezeu, este să-L cunosc pe El, este să cunosc puterea învierii Lui și să cunosc părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Dar de ce vrei neapărat? Ce să fac acolo, m-a întrebat o doamnă. Ce să faci, Doamne, și cu asta, cu viața veșnică? Ce să faci? Să cânți acolo toată ziua pe un nor, să plutești acolo, să dai din aripi? Ce să faci acolo toată ziua? Și i-am spus: păi tu, pentru tine ar fi mare blestem să ajungi acolo, zic. Te plictisești aici, uite, până după masă n-ai ce face, dar să fie așa, să nu mai aibă. În afară de cazul că ai pe cineva pentru care ai vrea să fii acolo.
Dacă ai pe cineva pentru care ai vrea să fii acolo, atunci vreau să spun că atunci când e vorba de iubire, veșnicia e foarte scurtă, nici nu se vede trecerea timpului. No, aceasta este experiența noastră din perioada noastră de prietenie înainte de căsătorie, nu? Era foarte scurt timpul, oricât de lung era și oricât vorbeam, nu era, era scurt timpul. Veșnicia e de dorit numai dacă ai pentru cine și pe cineva cu care să petreci veșnicia. Altfel este chiar un nonsens. Și el spune aici, eu vreau să-l cunosc pe el, vreau să cunosc puterea învierii lui și vreau să cunosc părtășia suferințelor lui și vreau să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Astfel că este foarte important să răspundem la întrebarea ce cauți. Dar în cadrul acestei întrebări avem câteva nuanțe. Ce cauți? Unde cauți? Zice că un om sărac într-o noapte era și el băut, sărmanul. Zicea că vrea să uite de necazuri, dar necazurile nu uitau de el, se făceau mai mari. Asta este nefericirea omului care bea. El uită de necazuri, dar necazurile nu uită de el și așa că... Și el își căuta ochelare, omul ăsta. Pierduse ochelare. Și pe lângă un stâlp, era un stâlp cu un bec. Și se tot învârtea pe acolo și l-a văzut un polițai și a zis, dom'le, ce cauți? Caut ochelare, spune el. Mi-a căzut ochelare. Pe unde ți-a căzut ochelare? Că să mă uit și eu, unde ți-a căzut? Zice, peste stradă, în partea alaltă, mi-a căzut acolo, lângă șanț. Păi și de ce-i cauți aici? Păi zice, aici e mai multă lumină, acolo nu se vede nimic. Adică e foarte important unde îl cauți pe Domnul. Și asta nu pățește, să știți, un singur om, de mult, toată lumea caută. Dar este important unde îl cauți pe Domnul. Pentru că părinții lui Iisus, deci Maria și Iosif, ei au căutat pe Iisus și ai zice că este ceva onorabil, nu? Să cauți pe Iisus. Numai că l-au căutat unde nu trebuie. Și întrebarea care le adresează Iisus lor nu e legată de căutare, de ce m-ați căutat, întreabă acolo, ci este legată de locul în care trebuia să mă căutați. De ce m-ați căutat printre rude? De ce m-ați căutat la cârciumă? De ce m-ați căutat în societate? De ce m-ați căutat unde nu sunt? De ce m-ați căutat acolo? Nu știați unde trebuie să fiu? Nu știați că trebuie să fiu in my father's business, tradus în engleză. Sunt în treburile tatălui meu, sunt în lucrările tatălui meu. Dacă te întreabă cineva la telefon, soția să zicem, nu? Și zice, ce faci? Depinde unde ești și cum e situația. Cum mă întreabă fiica mea pe mine, tata, ai luat medicamentul? Și eu repede îl iau după masă, îl înghit și zic, l-am luat. Atunci, dacă te sună, să zicem, la telefon, soțul sau soția, ce faci sau unde ești? Poți să-i răspunzi așa? I'm in my father's business. Sunt în lucrările lui Dumnezeu. Poți să-i spui treaba asta? Poți să-i spui că ești în slujba lui Dumnezeu? Deci nu numai unui om de rând, trebuie îl căutăm pe Dumnezeu, dar acolo unde trebuie căutat. Și trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu așa cum ne spune Scriptura aici. Eu sunt, a zis Iisus, vouă celor care mă căutați. Care este scopul pentru care îl cauți tu pe El? Dom'le, este o inerție, o rutină, așa am mers toată viața, așa și bunica la fel. Și ne-am pomenit așa, noi suntem a treia generație, nu știu cum. Bine, să trăiască, dar întrebarea este tu. Ce zic oamenii despre mine? Păi unii zic că așa, unii că ai fi Ilie, unii că... Nu, dar tu ce zici? A întrebat mai departe. Care este cuvântul tău? Unde ești tu în problema aceasta? Și atunci cei care căutau pe Iisus în noaptea aceea, când au venit să-L prindă, și ei căutau. Pe cine căutați? E aceeași întrebare. Pe cine căutați? A întrebat Iisus. Suntem în Ioan 18:7. Pe Iisus din Nazaret, au spus ei. Bun. Păi asta e bine dacă îl căutați pe Domnul. Nu e bine. Adică, depinde unde îl cauți pe Domnul, depinde cu ce scop cauți pe Domnul și depinde cu ce intenții. Ăștia cu ce intenții îl căutau? Să-l prindă și să-l ducă.
De aceea el ne cheamă la această cercetare de cuget. Este religia părinților noștri, foarte frumos, aprecieri, dar este și religia ta? Pentru că au venit fiii lui Sceva, ăștia vreau să scoată, făceau o lucrare bună oamenii ăștia. Hai să scoată pe diavolul din oameni. Mi se pare ceva, adică o lăudabilă intenția. Dar când au fost întrebați ei, au vorbit către numele lui Iisus pe care îl predică tata sau mama. Nu? No. Tu ce zici de treaba aceasta? Tata și mama, am înțeles, îl predică Pavel pe Iisus, am știut, dar tu? Ce zici tu de lucrul acesta? Sfârșitul unei astfel de religii a fost rău din partea oamenilor acestora. Când Iisus întreabă pe oamenii ăștia, căutăm pe cine căutați și ei spun pe Iisus din Nazaret, Iisus spune, v-am spus că eu sunt. Acesta era răspunsul. Dar intenția lor n-a făcut niciodată din căutarea lor o cale spre mântuire. A fost o cale spre pieirea aceasta. Așa că foarte mult contează și vom ține seama de lucrul acesta în viața noastră, pentru că El este Cel care va determina destinația noastră, unde ajungem noi. Vom ajunge să găsim ceea ce cu adevărat căutăm. Cuvântul cu care vom încheia seara aceasta ne prezintă câteva clase de oameni în dimineața învierii care s-au despărțit, drumurile lor s-au despărțit în funcție de căutările lor. Și aceasta desparte pe oameni în funcție de căutările lor. Matei, capitolul 28, versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, cum este acum și cum sunteți voi aici niște eroi adevărați, care de la 3 să fiți voi aici până la ora asta sunteți foarte tari, vă spun, da. Dacă erau unii americani, ăștia ar fi sunat, probabil, în altă parte, unde ar fi cerut ajutoare. Dacă erau ținuți aici în biserică de la 3 până acum, da, după cum vă văd pe voi, nu numai că nu ați obosit, dar chiar sunteți prezenți aici. Și mă bucur foarte mult de lucrul acesta și împreună cu voi sunt și eu prezent aici, fiindcă sufletul nostru este înviorat de acela despre care noi învățăm în seara aceasta. La sfârșitul zilei sabatului, cum suntem noi acum, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul și s-a făcut cutremur mare și un înger a vorbit cu ele. Deci ele n-au văzut pe Iisus la mormânt. Un înger a vorbit cu ele și le-a spus, pentru ce căutați pe Domnul acolo unde nu e de găsit? De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Ați observat că în majoritatea religiilor lumii este practicat cultul morților, într-o formă sau alta. Și e legat de Dumnezeu într-un fel sau altul. De ce căutați pe Dumnezeu acolo unde nu este de găsit? De ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat. Înfățișarea acestui înger era ca fulgerul, străjerii au tremurat de frică, îngerul a luat cuvântul și le-a spus, nu vă temeți, știu că îl căutați pe Iisus care a fost răstignit. Adică era o căutare sinceră, dar nu căutați pe cel viu între cei morți. Chiar acum de curând am stat de vorbă cu cineva și m-a întrebat, mi-a spus de o ofertă care i-a fost făcută să comunice cu spiritele. Și i-am spus, nu face pasul acesta, de niciun fel. E bine să-ți închei drumul vieții tale în suferința ta și așa cum ești, decât să intri pe un drum după care nu te vei întoarce niciodată, zic. De pe drumul acesta nu s-a mai întors oamenii. Regele Saul a intrat pe drumul acesta, nu s-a mai întors de acolo niciodată. Zic, nu face pasul ăsta. Este una ca un om să meargă din neștiință. Și au fost destui oameni și sunt printre noi, oameni care din neștiință au fost în domeniul acesta sau din necredință. Și alta ca un om să facă lucrul ăsta intenționat. Pur și simplu își dă viața în mâna celui rău. Nu căutați pe cel viu între cei morți. Știu că îl căutați pe Iisus, dar nu este aici. A înviat. Și le spune îngerul, duceți-vă repede și spuneți ucenicilor că a înviat dintre cei morți. Iată că îl merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, v-am spus acest lucru, subliniază îngerul, țineți minte bine, notați-l în carnețel, ne vedem în Galileea, acolo unde a spus el.
Dar, iubiții mei, niciun om care a căutat pe Domnul Hristos, în mod sincer, și nu, încă nu l-a întâlnit, nu este pierdut din vedere. Domnul îl va căuta pe cel ce-l caută pe el. Pentru că imediat în versetul 9-8 spune, ele au plecat repede de la mormânt și cu frică și cu mare bucurie în același timp au alergat să dea de veste ucenicilor, dar în timp ce alergau către acolo, le-a întâmpinat cine? Le-a întâmpinat chiar Iisus. El întâmpină pe cel care îl caută și care nu l-a găsit. Dar el știe că l-ai căutat din toată inima. Și atunci el este cel care personal întâmpină aceste femei și le salută cu acest cuvânt. Bucurați-vă! Aceasta e adevărata credință. Acolo unde credința este lipsită de această bucurie, lipsește Mântuitorul, lipsește Iisus din biserica aceea. Este o lume supărată, întunecată, este o lume tristă, deprimată, lipsește prezența Lui. Acolo unde este El prezent, sufletul se umple de o bucurie ca aceea care am vorbit noi la povestea copiilor, de învățat. Punctul 1 care avem de învățat de la copii este să te bucuri fără niciun motiv. Te vede unul că te bucuri și mai și zâmbești singur, mai și vorbești singur. Zici, ce-am, frate, ai pățit ceva de vorbești singur? Adică de ce te bucuri? Dumnezeu, mă bucur fără motiv. Am o stare sufletească de bucurie. Era apropierea prezenței. Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele, s-au închinat. Și Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galilea, acolo mă vor vedea. Aceasta au căutat, aceasta au găsit. Ce căutați, a întrebat Iisus. Căutăm pe Iisus, cu adevărat. Bun, iată-L pe Iisus. Lângă ele, versetul 11. Ați auzit termenul înaltă trădare? Ați auzit termenul acesta? E trădare și este înaltă trădare. Atunci când prin trădarea unui om, nenumărați oameni mor. Asta este înaltă trădare. Când un om trădează țara lui, când un om vinde sufletele oamenilor, asta e înaltă trădare. Versetul 11. Pe când se duceau ele pline de bucurie, au întâlnit pe Iisus, pe când ele erau aici datorită faptului că le-a căutat pe Iisus, tot acolo au intrat în cetate unii din străjerii care au fost la mormânt și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Totdeauna un om va fi întâmpinat acolo unde intenția lui este plantată. Ce intenție, cu ce intenție spuneau ei preoților? Cu intenția de a căpăta ceva, cum se numește aici, pesos, de la, adică euro, să zicem. Da, cu intenția de a căpăta ceva bani de la ei. Nu s-au dus în cetate să vorbească, ci s-au dus la oamenii ăștia ca să vândă experiența vieții lor cu Hristos. Cât îmi dai să vând ce am văzut cu ochii mei, ce am trecut, îmi dai. Și scrie versetul acesta, preoții s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat și au dat ostașilor mulți bani. De ce li s-au dat mulți bani? Cine îmi spune? De ce au primit banii aceștia? În schimbul, la ce au primit ei banii aceștia? Pentru că ei asta căutau. Și fiecare om îi se dă ceea ce cu adevărat caută în sufletul lui. Au intrat și preoții au sfătuit, spuneți așa, ucenicii au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Pe cetățeanul de pe stradă întreabă, dacă dormeai, cum știi că l-au furat ucenicii dacă zici că dormeai? Nu? Înseamnă că n-ai dormit decât cu un ochi sau... E ceva fishy, zic englezii, miroasa pește, care nu e în ordine. Da. Ei spun, spuneți așa, și spune Scriptura, ostașii au luat banii, au făcut cum i-au învățat cei care erau acolo și așa s-a răspândit zvonul până în ziua de astăzi printre iudei, faptul că Iisus a fost furat de ucenici, până în ziua de astăzi cad victime ale faptului că acolo niște oameni au luat bani pe ceea ce au văzut cu ochii lor și ceea ce au știut cu viața lor, au fost martori și prezenți acolo. Deci sunt două clase de oameni, cele cu care încheiem seara aceasta.
Sunt femeile acestea care sunt întâmpinate de îngeri și spun căutăm pe Iisus și care nu l-au văzut pe Iisus, dar pe care le-a văzut Iisus. Și le-a întâlnit și le-a umplut sufletele de bucurie. Și sunt oamenii ăștia care au văzut pe Iisus, au fost martori ai învierii lui Iisus, așa cum apostolii se declară martori ai învierii, dar care au de vânzare și au văzut și ce au trăit ei. Așa că nu-i numai Iuda vânzător, cum spune Nichifor Cranic în poezia lui, nu-i numai Iuda care a vândut, mai este și altcineva care a vândut, dar nu numai ei sunt aceștia, ci și noi suntem în primejdie aceasta. Ori de câte ori ne lăsăm înșelați sau înclinați să vindem ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu în jertfa și viața Fiului Său. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricare dintre noi crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin.